trezi concurenții, Sergiu vorbea cu doamna Nadia, îi spunea că Madia a pregătit dopuri de urechi făcute din vată ca să nu mai audă zgomotul. Știm că doamna Nadia sfore, dar spunea Sergiu că și tușește ne zicea că a auzit-o de dimineață tușind și dânsa a spus că a început să tușească și a și din camera a coborât ca să nu mai facă zgomot. Apoi râdea și spunea lui Sergiu, păi băieții au povestit că Bogdan făcea ca tractorul și dacă ai fi fost acolo, cum ai mai fi dormit cu așa zgomot? Daria și Adrian nu sunt bine, Bia și Robert la fel, puțin obosiți după petrecerea de aia seară. Adrian spunea că s-a speriat de dimineață astăzi când l-a văzut pe Bogdan, dar nu a spus de ce s-a speriat. Se pregătește micul dejun pentru că astăzi au fost anunțați că au repetiții la dansuri. În baia fetelor, Sergio a mers, în baia băieților, Sergio a mers să se schimbe și acolo era Bogdana, era ceva mizerie pe chiuvetă, Sergio a întrebat ce este acolo, iar Bogdana a spus că este fond de ten, în machiaje și spunea ea așa se face, că așa făcea și în baia fetelor. Sergio a întrebat cine făcea așa și Bogdan a spus, știi tu cine, bănuiesc că se referă la Ana, care de dimineață a plecat cu Dan Daniel la Fantasy Date, probabil că s-a machiat și a lăsat ceva urme pe acolo. Se pregătește micul dejun. Am văzut-o pe Bia, pe Daria, că pregăteau în casa fetelor. În bucătărie la băieții, Marius se uita în frigider și spunea că frigiderul fluieră. Într-adevăr era gol. Doamna Lucica spunea că și dincolo la fete este tot cam așa și că nu prea mai este nimic de mâncare.